20 de tablouri ale pictorului cimișlian Alexandru Bulat și-au regăsit locul la expoziția jubiliară a grupului Vibrație în sala de expoziții Brâncuș din Chișinău. Alexandru Bulat este unul din fondatorii grupului Vibrație, care a împlinit în acest an 10 ani de activitate. Revenit la Baștină după mai mulți ani de trai în Kazahstan, Alexandru a îndrăgit și mai mult peisajele natale din preajma cimișliei și le-a transpus pe pânză într-un colorit specific pictorului. Eu sunt fericit. Noi am fost și la Bălți, am făcut expoziții cu acești băieți. La Cimișlie i-am adus de 3 ori, au fost. Am fost la Casa Limbii Române, am făcut tot împreună cu dânșii. Am făcut multe expoziții, așa că lucrăm. Ne stăruim, puteți că ne având timp, cam mult, dar mă stărui să fac ceva pentru Cimișlia, să rămâi. Și cimișlienii muncești fac ceva pentru Moldova, pentru poporul nostru. Dar ce-mi place la el, că el pictează anume casele care sunt din bătrânețe, care el de acum începe a dispărea. Vor, ia că văd asta, primul tablou, mai e acolo un tablou, care începe a dispărea el. Și asta să rămână în istorie pentru tineret. Fiindcă de acum casele astea se observă numai la în sate, dar și acolo de-a ele se aproape se micșorează. Pentru a susține pe Alexandru Bulat, au venit la expoziție colegii dumnealui de la secția Cultură Cimișlia, foștii colegi de școală și prieteni din copilărie. Ne-a venit astăzi la expoziția Vibrații, unde participă și pictorul nostru din Cimișlia, Alexandru Bulat, din Reșe, de la noi, un coleg de meu de clasă, și am venit să-l susținem cu secția de cultură. A venit, dar eu, ca trăitor de acum a Chișinăului, întotdeauna sunt prezent la expozițiile acestei vibrații la Constantin Brâncuș aici. Mă mândresc cu cimișlienii, Cadel de Sașă și mai este Victor Hristov, mai avem cimișlieni. Nu știam de copilărie că ceva face, ceva desenează undeva, ceva avea schiță încă de mic copil, dar acum îl vedeam deja matur, deschis, frumos, lucruri făcute foarte interesante și îi dorim succes pe viitor. Mare, mare, mare succes din partea noastră și cred că din partea tuturor cimișlienilor. Grupul Vibrație este alcătuit din 7 pictori din diferite regiuni ale Republicii Moldova. Deși sunt diferiți la stilul de a picta, i-a unit pe toți o vibrație a sufletului de a aduce frumosul în fața oamenilor. Inițiator al grupului este Ion Chitoroagă. Scopul principal al nostru e să ducem arta în suburbană. Chișinăul Bucșit e îndopat de artă, dar acolo nimeni nu se duce. Și în ciuda tuturor am format grupul ăsta. Grupă Vibrație și i-am pus numele Vibrație, să nu credeți că e ridicol ce înseamnă de la început, că lumina e baza acestei vibrații. Lumina lui Dumnezeu e vibrație. Lucrările altui coleg de grup, Anatol Lazarev, sunt într-un stil deosebit, combinat din culori și aplicații. Am vrut să fac ceva mai, cum s-ar spune, ceva mai adânc la suprafața tabloului, să nu fie numai o delectare, să zicem, ca a unui peisaj care te delectează doar cu ochiul, dar să mai ai și o emoție mai profundă și o trăire poate și mai dramatică, nu numai să încânte ochiul, dar poate și să mai zgârie puțin, să zicem, și la suflet, să ne mai purificăm, aș zice, puțin, poate să ne mai amintim de emoțiile noastre. Expoziția grupului de creație Vibrație, deschisă la Centrul Expozițional Brâncuș din Chișinău, cuprinde peste 150 de lucrări, care pot fi admirate până la data de 20 august 2015.